Aici au fost luați cu toții de val. Da? De această ipocrizie, acum am văzut că nu e nimic mai mult, în jurul acestui septuplu câștigător al balonului de aur, care trebuia să câștige. Și am văzut că toate statisticile, toți oamenii de pe planetă sunt la fel. Am ajuns ca animalele. Animalele se deosebesc între ele. Doar prin natura imaginilor. Există broaște mai frumoase sau broaște mai urâte. Există cocostârci mai înalți și cocostârci mai mici. Există condori cu aripile mai lungi și condori cu aripile mai scurte. Așa tindem să ajungem noi. Nu mai facem diferența prin inteligență și doar prin cum arătăm. Dar cam așa s-a dezvoltat și asta, mania asta cu Messi. Ajunseseră chiar printre adversarii lui, cei mai mulți să-l susțină, să ajungem nu știu unde, să ne vadă nu știu cine pe altă planetă, că noi nu-l coronăm pe Messi. Era și un titlu post-finală în presa franceză, invitat să asiste la încoronarea lui Messi, așa începea cronica meciului de ieri. Da? Francezii erau niște invitați într-o finală pe care și ei știau că trebuie să o câștige acest țânc de 1,68 m pe care planeta trebuia să-l încoroneze cumva. Și-au dat seama că, deși îi dăduseră toate trofeele, toate bijuteriile acestui olog, nu îi dăduseră titlul mondial. Și s-a convenit cumva, tacit, că trebuie să câștige amărâtul ăsta Cupa Mondială. A beneficiat de câteva sute de cadouri, de nu știu câte penaltiuri, ca să ia și el un campionat mondial. Dar, sigur, dincolo de toate astea, întâmplător sau nu, în jurul lui s-a țesut o poveste de care el este străin complet. Această finală de campionat mondial pe care el n-a reușit să o stăpânească nici o secundă. Da? Ăsta este totuși paradoxul acestui mondial. Ne-a surprins cumva finalul. Ar fi putut să fie o regie mult mai banală, așa cum merita acest individ.